ca să-i topească. Nu asta. În persoana lui, mai sunt foarte multe lume. Ei tot au fost în Dubița așa, care cu Balea Gheorghe. Un băr să-l păzească cu Balea Gheorghe. Bă, pșenie și zici. Zici ceva. Eu vreau să vă aduc o mulțumire la tăți și îndeopște la toate nația moldovnească. Într-adevăr, e un popor care s-a ridicat din genunchi. Eu m-am convins, asta noapte, că băi, sunt oameni, nu numai. Moldoveni. Și vreau să le aduc încă o dată mulțumire și vreau să vă mai spun încă o dată cu nu le-am mers să ne dezbine și nici noastră le marcă. Unire, veterani! Unire! 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 Cine mai dorești? Ale e noi. Hai, eu nu vin. Eu sunt din eu de eu. Dar, fraților, să mă scuzați, nu prea spun de vorbă, nu zitor, dar uitați-vă în ochii domnului frumosul, cu ce lacrimi și cu ce dureri din suflet el s-a adresat la noi. Ieri, monitorizând la Râbnița, am stat de vorbă cu locuitorii din partea Transnistriei. Să nu uităm, locuitorii din partea Transnistriei plâng și ne cer ajutorul nostru. De aceea îmi pare rău că domnul Constantin spune că eu îmi dau demisia. Eu l-aș ruga să uite așa cuvânt, l-aș ruga să uite să-l uite pe mult timp. Fiindcă o mână de oameni s-au strâns, ne-au adunat. Noi am fost rezlețit. Acum noi am arătat la toți. Și la deputați, și la boieri, și la săraci, și la bandiți, și la dușmani, că o mână de oameni, dacă se adună și nicătând că suntem suri, dar în suflet avem tinerețe, avem mândrețe, avem un principiu oarecare, noi putem să arătăm că noi suntem o forță. De aceea vă rog să mă adresez la voi, mă adresez în fața tuturor poporului moldav. Și dacă nu ne stimează, noi nu vrem să fim eroi, să ne stimează ca pe niște apărători care noi am jurat credință patriei, am jurat credință poporului, am jurat în fața poporului, poate care de două ori, că era ferită regine și într-o moment am jurat. O să ne apărăm țara și poporul până la ultima suflare. De aceea, eu vă mulțumesc la toți, mulțumesc și mie, mulțumesc familiei mele, poate mă suportă când mă duc și ies și zice, viața mă fi liniștit și nu sune mereși undeva. Așa că, fraților, încă o dată vă adresez, să fim uniți, să nu scoatem ochiul de pe parlamentarii noi veniți, fiindcă promisiuni sunt multe. Dacă noi o să fim în preajma lor, ei o să gândească ce lege o să primească pentru bine poporul, nu pentru noi, pentru bine poporul. Țara nu este a noastră, țara este a poporului, a copiilor, a nepoților și a strănepoților noștri. Unire, frate! Unire! 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 Cuvântul are Valeriu Fără. Bună ziua la toți! Unire, unire, unire! Vă mulțumesc pentru tot ce am făcut în parcursul anului 2020. Noi ne-am trezit, în primul rând, dar eu spun aceea ce spun. Noi ne-am trezit, noi care am stat în 1992 la Cucier, la Coșnița, la Părita Dorotscaia, la Gura Biglu, la Varnița, la Gajimuț, la Ursoaia. Noi ne-am trezit și am ridicat țara și pe data din 1 noiembrie și pe 15. Noi am făcut ca în casa care este alături de noi să fie o viitoare care e pentru toți noi, pentru tot poporul. Ieri, pe data de 11, tot noi, eu corect spun noi, toți împreună, și cu domnul Constantin, și cu domnul Dorin, și cu domnul Nicușor, cu toți voi, pe care toți mă cunoașteți. Am făcut ceea ce am făcut noi. Am ridicat, adică am dat cu diaspora o lovitură puternică la cei care 30 de ani pe noi ne-au înjosus, ne-au promis multe, n-au făcut nimic. Straniu mi este că vineri, Dodon a spus că dacă, duminică, veteranii o pune violență, ori să fac ceva la bani, o să fim aruncați în bâi, în ministru. Eu azi vă propun vouă, haideți într-o zi. Domnul Andrei,
Da, să luăm pe Totor, să-l ducem în băi. Nu trebuie să-l ducem la noi. Și cu Roni, dar aici ce putea trebuie. El, noi ieri am avut o zi foarte grea. Știi și domnul Ciucoi iasă și toți băieții. Eram pe Muchea cu Țitul, erau 40 de nebuni. Sportsmeni acolo, cum s-ar spune, care erau gata cu câinii lătrați pentru noi. Noi am fost foarte, Nicheta, corect? Am fost, am mers pe Muchea cu Țitul, dar am trecut. Bravo vouă la toți. Unii n-am aflat, noi suntem noi o forță puternică. Forța veteranului cu mult e mai puternică decât ceilalți care erau tăcuți și mute pe altă parte. Azi mi-e straniu un lucru. Eu merg și nu văd după mine polițiștii care sadă, care pe mine mă păzău doi. E straniu, nu știu de ce cauți. Poate Ciocoi, poate voi cum nu-i pune după mine. Poate nici după voi. Dar eu vă doresc până la mulți, mulți ani înainte să nu știe nimeni după voi, să fiți voi singuri și le arătăm lor că noi suntem puternici. Unire! Noi am spus că să stăm cu ochii pe viitorul Parlament. Îmi dați voie să-i ofer cuvântul unui viitor de stat. Îmi dați voie? Da! Domnul Vasile. Domnul Vasile. Bravo! Bună ziua! Eram întreagă la Parlament. Să ne deprindem deja cu noua clădire și n-am putut să nu vin să vă spun un cuvânt de salut, să vă spun mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și în noiembrie ca observator și ieri ca observator în zona de securitate și nu numai, în altă locație. Este victoria, de fapt, a noastră, a tuturor cetățenilor. Ca și deputat în viitorul Parlament, dumneavoastră știți care este abordarea mea. Asistență practică, nu prin vorbe, nu prin minciuni, nu prin culoace, pentru veterani. Asta noi ne-am asumat ca și partid în programul de guvernare și este menționat puncte concrete cu privire la revizuirea și analiza legislației cu privire la statutul veteranilor și în prim plan, fără să pun care este mai prioritar sau nu, dar veteranii războiului din 91-92. Dumneavoastră știți mai bine ca mine de ce 91-92. Și nu mă opresc la acest moment foarte mult. Eu încă o dată vreau să vă spun din partea mea personală și vă asigur că și din partea colegilor un mare mulțumesc. Și acel motoul pe care dumneavoastră îl aveți va fi promovat de mine și în Parlament. Unire. Unirea tuturor veteranilor, pentru că prea mult am fost dispersați în acești 30 de ani de zile. Peste 30 de organizații, fiecare partide au avut partea lor de veterani, îi foloseau cum au dorit. Au ajuns ca să fim dispersați în continuare. Ca și vă ofițer, aveți cuvântul meu de onoare, că grija față de veterani va fi pe masa mea ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Și un lucru pot să vă asigur, așa cum ați asigurat alegătorii din raionul meu. Odată între ei, voi merge la Edine să le dau dare de seamă ce facem în Parlamentul Republicii Moldova. Fix același lucru o să fac și în fața veteranilor. Odată la 3 luni o să vedem... Bravo! Noi sperăm că până la anul nou, cum și-a fost promisiunea, acel pachet de legi, revindicări, hotărârea de guvern, prima hotărâre de a guvernului trebuie să fie anularea hotărârii de guvern și noastră 180, care ne-au discriminat, care ne-au lăsat 10.000, 12.000 fără legitimație, apărătorii ai patriei. Acest guvern care vine trebuie să facă dreptate. Corect, fund! Bravo! Noi o să stăm cu ochii pe voi. Nu vă păcați pe ureche. Vă spun destul de serios. Asta am promis-o anul trecut înainte de alegeri prezidențiale. Vă mulțumesc frumos! Dacă nu va pleca ureche la noi, noi vom fi pe pragurile la protestul.